Am avut o discuție foarte interesantă despre care este cu tine, despre care este acea materie pe care dacă am pune-o în școli, ar schimba cumva fundamental felul în care vedem lumea. A fost un jurnalist care mi-a pus întrebarea asta. Cumva, din punctul lui de vedere, era o întrebare nevinovată, sperând să spună antreprenoriatul este materia. Dar întrebarea a sunat interesant la unde, dacă ai fi matale Dumnezeu așa și ai putea să adaugi o materie care să se și predea foarte, foarte bine în toată școala românească, care ar fi una acea materie care să facă diferența cel mai mult? Și am văzut și dintre colegii din sală, au fost multe răspunsuri și pe Facebook, potențiale, toate excepționale și toate fac o diferență foarte mare. Întrebarea a fost, care e percepția mea despre, ok, alege una, sunt foarte multe, foarte bune. Mi-a luat cam un an de zile să răspund la întrebarea asta, să-mi răspund. Un an. Cam așa. Adică și nu sunt sigur că am răspuns corect. Am văzut foarte multe răspunsuri care vorbesc de inteligență emoțională, morală, etică, gândire critică, și toate sunt nemaipomenite, sunt utile. Toate sunt foarte bune, dar niciuna dintre ele nu este răspunsul tău. Da. Care e răspunsul tău? Sinteză. Ce înseamnă analiză asta? Analiză și sinteză. Mi se pare că unul din lucrurile care ar face o diferență foarte mare între noi este să fim în stare să ne exprimăm, să ne înțelegem gândurile și să ne exprimăm gândurile într-un mod foarte clar, astfel încât să avem o comunicare foarte corectă și foarte bună. Îți faci o companie, ai un startup. Exact. Cum se aplică asta? Și vrei să te duci la un investitor și să prezinți. Da. Și faci un deck, un PowerPoint. Da. Și tu ai multe în cap, că e firma ta și ai multe în cap. Adică, frate, ai vorbit ăluia două zile și două nopți. Da. Well, ghinionul face că ai 20 de minute. Din care omul ăla este atent la tine 5 minute. Ai 5 minute să spui tot ce ai tu în cap despre proiectul tău. Ai un PowerPoint, în 5 minute ai la îndemână 6 slide-uri. Deci trebuie să pui totul în 6 slide-uri și în 5 minute în care omul ăla este atent la tine. Okay. Și dacă proiectul tău are mai multe beneficii, ăla, trebuie să alegi unul pe care să îl poți vinde, să-l vinzi investitorului. Este exact același exercițiu în a alege melodia preferată. Produsul tău are multe, în fiecare săptămână are alt beneficiu mai bun, la fel ca melodiile. Da? Dar trebuie să alegi unul care este reprezentativ, unul care face treaba. Există un exercițiu anume pe care fiecare dintre noi l-am putea face, fie că e vorba de ceea ce vrem să construim, de proiect, de că vrem să prezentăm un investitor, un speech, cred că are aceleași principii. Există un lucru pe care fiecare dintre noi l-ar putea face ca să-și poată perfecționa această abilitate? Nu sunt profesor și nici trainer de vreun fel și nici coach. Cum faci? Mă străduiesc în permanență să pot să pun cu liniuța de la cap lucrurile pe care le gândesc și cumva fiecare e-mail pe care îl scriu este un exercițiu de tipul ăsta. De tăiat tot ce nu e esențial. Există un quote de ăsta celebru și se bate multă lume că l-ar fi spus. Unii zic că Da Vinci, alții zic că Pascal. Ți-am scris o scrisoare lungă pentru că nu am avut timp să scriu o scrisoare scurtă. Ai fondat 36 de companii, spui doar 6 au avut succes, iar alte 6 au avut un succes moderat. Despre restul spui că te-ai distrat grozav și că ai învățat enorm. Asta înseamnă în total 12 din 24 de lucruri care n-au ieșit, într-un fel sau altul. Ne va fi greu să vorbim despre toate. Însă ce aș fi vrut să te întreb este, dacă ar fi să alegi un eșec din anii ăștia, din cele 24, din care ai învățat, unul care te-a învățat un lucru, cel mai valoros lucru, ceva ce a devenit bază pentru următoarele succese. Despre care eșec ai vorbi? Despre fiecare dintre ele. Ok. Oh, am niște eșecuri atât de spectaculoase și atât de minunate.
Vorbește-ne despre 1, 2. Aș vorbi despre un calup de eșecuri. În clipa în care am vândut RAV la Microsoft, a fost un moment foarte interesant. Nu se mai întâmplase așa ceva în, da. în țară. Eu, copil, în sala aia de diplomat de la Hilton, 20 de televiziuni, când ați camere, anunțat filme, când am anunțat tranzacția. A fost absolut spectaculos. Moment care m-a făcut cumva în spatele creierului să cred că sunt un tip absolut special și că pe orice pun mâna se transformă în... Da. Ego. Spectaculos. Chestii care în următorii ani s-au transformat în câteva investiții de genul un hotel în Dunăre, în Delta Dunării, o fabrică de jucării, un distribuitor de jeans, de Lee Cooper. Deci nimic despre tehnologie. Și tehnologie. Și altele de tehnologie, da? Toate astea non-tehnologie s-au dus major 100% în pământ, evident. Și învățământ... Lecția. Așa. Ce am învățat atunci a fost că, frățioare, ocupă-te de ce știi. Ocupă-te, mă tale, de ce te pricepi. Investește în ce te pricepi și atât. Și deci, după lecția asta, am investit exclusiv în software, în calculatoare și așa mai departe. A fost o lecție foarte dură. Care să spună fii atent la ce te pricepi, care sunt zonele pe care trebuie să le faci tu, care sunt zonele în care trebuie să rogi alți colegi să le facă, pentru că le fac mai bine decât tine, în ce fel trebuie să complementezi echipă, parteneri și așa mai departe, în ce direcții trebuie să te bagi, în ce direcții trebuie să nu te bagi, de-astea. Dar mă întreb care a fost raționamentul după care ai făcut o fabrică de jucării? Altul decât prostia? Păi prostie e acum. Da, prostia a fost de atunci, ea săraca, da. Habar n-am. Nu pot să justific la momentul ăsta. Ok. Da, pur și simplu, lipsa de înțelegere a unui fenomen. Cred că a încerca lucruri nu este despre a avea bani. A încerca lucruri este despre a încerca să cânți la chitară. Poate îți place, poate nu-ți place. Dacă nu încerci, nu vei ști niciodată și poate cel mai tare muzician s-a ratat. Da. A încerca să te cațeri pe munți. Poate, dacă nu încerci chestia asta, nu vei ști niciodată că îți place și că ești un cățărător extraordinar. A încerca să orice. Cred că încercatul de lucruri multe, cât mai devreme în viață, îți dă o perspectivă mult mai amplă despre cine ești. Și asta este despre încercat în general. Și nu are legătură cu banii. În companii, am norocul că sunt într-o zonă de industrie care nu are nevoie de foarte mulți bani. Ai nevoie de un laptop și de un internet. Și da. poți să te apuci să faci treabă. Și faci o companie, un produs, un proiect, 2, 3, 4, 5, ratezi, la un moment dat îți iese unul. Dar sunt foarte multe business-uri care pot începe cu foarte puțini bani. Și în momentul în care business-ul pe care îl încerci este hobby-ul tău, pentru că am de foarte multe ori întrebarea, băi, Radu, aș vrea să fiu antreprenor. Ce să fac? Ce să mă apuc să fac? Oare să fac un restaurant sau o fabrică de jucării? Sau un hotel la Dunăre, vorba ta, da? Ce să mă apuc să fac? Sau niște software? Și cred că e abordarea greșită asta. De fapt, fiecare dintre noi avem câte un hobby, nu? Avem câte ceva care ne place foarte mult și la care suntem, în realitate, foarte buni. Da. Ori chestia aia, dacă o transformi
îi găsești acel twist prin care să faci un pic de bani și îl transformi într-un proiect, într-o companie, chestia aia nu are nevoie de bani, pentru că te are pe tine. Explică un pic asta. Dacă eu m-aș apuca să fac o cofetărie acum, da, aș avea nevoie de bani de research, ca să înțeleg ce este business-ul ăsta, uh-huh, bani să plătesc un cofetar, uh-huh, bani să închiriez cuptor și mai știu eu ce, da? Dacă însă acela este hobby-ul meu, n-am nevoie de niciun research, pentru că hopefully știu despre ce este vorba, nu am nevoie de un cofetar pentru că eu sunt cofetar, uh-huh, și probabil că fiind hobby-ul meu am 1-2 cuptoare deja, uh-huh, da? Pentru că m-am scărpinat tare și am reușit să fiind hobby. Și atunci pot să încep încet, încet din hobby-ul ăsta să vând și la vecinul și la vecina și la domnul și la doamnă și încet, încet să pun de niște bani. Cred că este loc pentru orice companie, oricând, dacă este făcută bine. Dăm voie să-ți fac o întrebare. Suntem investitori. Noi doi investim. Noi doi. Avem o firmă de investiții, investim. Singura mea investiție a fost în bursă, n-a funcționat. Nu e timpul pierdut. și avem trei lucruri la care ne uităm ca să investim în, uh-huh, în companie. Ne uităm la viziune, ne uităm la abilitatea de a executa a echipei, uh-huh, și ne uităm la etică, chimie, la zona asta a soft echipei. A echipei. Da. Uh-huh. Da? Dacă este să pui niște procente care împreună să dea 100% pe cele trei elemente, da, cum le pui? Deci viziune, etică și capacitatea de a executa? Da, da. Cred că aș pune multe procente pe capacitatea de a face, de a executa. Aș pune pe chimia echipei, apoi și pe viziune după aceea. Foarte tare. În general, foarte tare și da, sunt absolut de acord cu ce spui tu. Da? Da, chiar da. Exact asta punem și noi. Credem că ideea avem cu toții. În fiecare dimineață, de la pat până la baie, ne vin câte 10 idei și toate sunt excepționale. Șmecheria este... Unele dintre ele chiar sunt bune. Șmecheria este cine mama naibii le execută și da, cum se întâmplă cu execuția. Acum 20 de ani trăiam într-o lume în care tehnologia făcea diferența. Și trăiam într-o lume în care cine are... Acum 60 de ani trăiam într-o lume în care informația făcea diferența. Cine avea informația era bogat. Acum 20 de ani tehnologia făcea diferența. Cine avea tehnologia era bogat. Acum este vorba despre abilitățile de execuție. Cred că cu exemplele și cu disclaimerele de rigoare, orice idee executată excepțional este un business bun. Facebook nu a fost prima rețea de socializare. Absolut. YouTube nu a fost primul video sharing. Da. Streaming. Google nu a fost primul motor de căutare. Și așa mai departe. Nu ideile fac diferența, ci abilitatea de a o executa, de a le executa. Și atunci dacă e un loc de, dacă este un lucru de care ești și pasionat, înseamnă că fiind pasionat te interesează și dacă te interesează, înseamnă că ești în stare să și execuți povestea respectivă. Este încă un, un crezi, plus acolo. Crezi că asta funcționează în orice ai face? Adică de la, așa cred, da, de la brutărie, la, da, tehnologie, la... Da, eu așa cred. Okay. Extrem de rar am văzut companii fondate de professionals și nu de oameni care au fost pasionați de subiectul ăla. Companii de succes care să fi fost. Da. A spune care este ultima lecție pe care am luat-o, pentru că mi este cea mai, cea mai apropiată. Nu cred că a fost cea mai mare, dar a fost, dar a fost ultima. Este o lecție a umilinței, în sensul englezesc, a umilinței. Humbleness. Humbleness, smerenie. Smerenie, așa. Mulțumesc. A fost extrem de special
de special într-un mod spectaculos, pozitiv, bun și plin de energie, momentul în care am decis să devin din antreprenor investitor, să facem acest fond de investiții. Pentru că am făcut câteva lucruri. Unul din lucruri a fost să mă duc la școală. Și a fost la ce școală? Interesant la 50 de ani să te duci la școală să înveți. Ce adică am fost la Berkeley, este un curs de fonduri de investiții. Uh-huh. Foarte specific, foarte pe Silicon Valley, foarte pe software, exact ce urma să am nevoie. Și este foarte, mi s-a părut foarte interesant procesul de a decide la 50 de ani că trebuie să mă duc uh-huh. la școală. Și a fost foarte bun procesul ăsta. Școala în sine a fost interesantă. Și după școală am început să ridicăm fondul, nu? Să mergem să convingem oameni să investească. Da. Și chestia asta a început să se întâmple prin conferințe specifice de tip VC. Nu, acum gândește-te că eu veneam din poziția, este fratele meu, eu sunt Radu Georgescu și vin într-o conferință de software în care cunosc personal jumătate din sală, cealaltă jumătate din sală mă cunoaște pe mine, mă duc, vin pe scenă, spun trei vorbe și după aia se face coadă la mine să-mi dea lumea cărți de vizită în conferințele de tip software. Aha, da? Oh, ok. Și m-am dus frumos, fără niciun fel de așteptare din fericire, la conferințele de tip adunat de bani cu fonduri de investiții. Și nu cunoșteam niciun nume de acolo. Nu cunoșteam intern inside jokes. Nu reușeam să înțeleg dacă o firmă este mai mare sau mai mică. Și eram eu la coadă la asta de vorbă cu oameni. O schimbare atât de pozitivă, foarte rar mi s-a întâmplat să primesc. Este acel buton de reset în care o iei de la început complet. Și este spectaculos să o iei de la început după un failure, dar este atât de tare să o iei de la început după un succes. Și tu în ce situație erai? Păi, hopefully după niște succese. Foarte interesant. Și o lecție foarte bună, ca să răspund cumva aplicat la întrebarea ta. O lecție care pe mine m-a învățat, băi, dar ești cel mai tare în domeniul tău și dacă ai ieșit un pic din el, ești nimeni. Și trebuie să o iei de acolo. Și dacă ești cel mai tare în domeniul tău, în momentul în care te hotărăști să te muți aici, chiar trebuie să o iei de la început. Jack Adventures, în momentul ăsta, investește un pic mai târziu decât investea business angelul Radu Georgescu. Eu investeam în startup-uri, acum noi investim serie A. Seria A este, investim în companii care au deja un produs mai amplu decât MVP, au deja niște vânzări care să demonstreze product market fit și atunci întrebările sunt un pic altele. Noi nu investim 500.000, 1 milion, investim 2 milioane la 5 milioane și banii noștri se duc în acest moment în dezvoltarea globală a companiei. Banii noștri nu se duc în tehnologie, nu se duc în produs, nu se duc în pivotare, se duc în dezvoltare globală. Riscurile pe care știm să ni le luăm și analiza pe care știm să o facem și ajutorul pe care suntem în stare să-l dăm, căci așa ne-am croit echipa, este despre creșterea unei companii care are un produs vandabil din regiune, Central Eastern Europe, în lumea globală. Și atunci cumva ne interesează, ne uităm mai puțin la feature-urile produsului, nici nu știm să ne uităm la ele, mai mult ne uităm la abilitatea companiei de a crește global. Nu suntem primul fond în companie, suntem al doilea fond în companie, în general. Ne așteptăm ca primul fond să fi fost în stare să răspundă la întrebarea asta.
și să conducă compania într-un loc în care întrebările de tip features, product market fit să fi fost deja, e deja demonstrat. Măcar tentativ demonstrate, da. Vreau să te întreb cum faci să treci de la a privi un eșec ca pe ceva nașpa, în timpul care e nașpa, în ceva fun. Ce te ajută să faci switch-ul? Pe mine ce mă ajută este înțelegerea faptului că a crede că a fost nașpa nu mă ajută cu nimic. Cumva fiecare pas pe care îl fac în viață, fiecare lucru pe care îl gândesc, fiecare întâmplare, o trec prin întrebarea la ce mă ajută dacă fac chestia asta. Și cumva, ca să pot ajunge la această întrebare, așa cum companiile au o misiune, viziune, strategie, obiective și așa mai departe, am încercat și eu în permanență să-mi fac despre viața mea cine vreau eu să fiu, ce vreau la sfârșitul întâmplării ăsteia care este viața mea, ce vreau eu să se fi întâmplat, care este misiunea, care e viziunea vieții mele. Și o întrebare foarte complicată, dar odată ce după 2, 3, 5, 7 ani de discuție cu tine însuți, reușești să-ți răspund la întrebarea asta, după ce te-ai certat cu tine foarte tare și fiecare pas pe care îl faci, dacă îl opozezi cu această misiune, lucrurile îți devin mult mai simple. Și dacă un eșec îl interiorizez ca fiind ceva nasol și mă duc și nu pot să dorm și mă încordez așa și mă strâmb și mă... Întrebarea este, mă ajută cu ceva către acea misiune? Și foarte probabil răspunsul este nu, indiferent care este misiunea. Și atunci, de ce să fac treaba asta?